Vă salut, prieteni, sunt Cristian Alexandrescu. Subiectul nostru de azi, diavolul din Jersey. Legendă sau ceva mai mult? Creatura a băgat spaima în americani. S-ar putea oare ca un colț din America de Nord să fie bântuit de o ființă diavolească dintr-o specie necunoscută omului? Pare puțin probabil, dar cu toate acestea, în primii ani ai secolului al XX-lea, mai multe apariții ale unei creaturi grotești în aripate au îngrozit satele din statul New Jersey. Această vietate misterioasă, care a ajuns să fie cunoscută sub numele de diavolul din Jersey, a semănat panică printre localnici. S-au închis școlile și s-au baricadat fabricile. Străzile din orașele mici au rămas pustii, căci locuitorii s-au retras în spatele ușilor, ferecate de teamă să nu se întâlnească cu monstrul. Printre cei care au povestit că au văzut monstrul în zona New Jersey, în ianuarie 1909, se numărau polițiști, poștași, călători și vicari. Și fără îndoială, una dintre cele mai vechi și mai durabile legende din New Jersey, Statele Unite, care s-a răspândit în întreaga lume, este cea a infamului diavol din Jersey, care a bântuit și după unii continuă să o facă localitatea Pine Barrens. Diavolul din Jersey este un monstru mitic care se presupune că trăiește în pădurea Pine Barrens la sud de New Jersey. Se zice că este o ființă bipedă cu copite care zboară, dar există multe variante diferite ale înfățișării sale. Descrierea comună este cea a unui cangur cu capul de capră, cu aripile lucioase, cu coarne. Are brațele mici terminate cu ghiare puternice. Ar avea o coadă bifurcată, iar copitele sunt despicate. Martorii au declarat că ființa se deplasează foarte repede și emite des un țipăt îngrozitor. Iosef Bonaparte, fratele cel mai mic al împăratului francez Napoleon I, a susținut că a văzut diavolul pe când acesta vânea într-o pădure de lângă Bordertown, în New Jersey, în 1820. În 1840, diavolul din Jersey a făcut foarte multe victime și un an mai târziu a atacat din nou. În decembrie 1925, prezența lui a fost remarcată în apropiere de Greenwich, la o fermă unde a făcut prăpăd în rândul păsărilor de acolo. În 1951, un grup de copii din Gibbstown, New Jersey, a văzut monstrul în apropiere de oraș. Semnalmentele corespundeau cu ceea ce se cunoștea despre această ființă necunoscută. Originile diavolului din Jersey nu sunt clare. Versiunea cea mai populară ne dezvăluie că el s-a născut la Leeds Point, statul New Jersey, în anul 1735. Se spune că a venit pe lume când o doamnă Leeds, aflând că e însărcinată a 13-a oară, ar fi exclamat că odrasla viitoare n-are decât să fie și dracul, ceea ce s-a și întâmplat. Ea a născut o făptură grotescă cu aripi de lilia, cap de cal, copite cu ghiare și coadă. Mama Leeds a descoperit că era gravidă pentru a 13-a oară, nu avea o viață prea îmbelșugată, având în vedere că soțul ei era un bețiv notoriu care abia apuca să pună pe masă câte ceva de îmbucat nevestei și celor 12 copii ai săi. Ajuns așadar în pragul exasperării la aflarea despre noua sa sarcină, mama Leeds și-a ridicat brațele spre cer și a proferat fie ca acest prunc să fie un diavol. Câteva luni mai târziu, într-o noapte furtunoasă, mama Leeds a fost cuprinsă de chinurile facerii care i-au alungat din minte blestemul. Copiii și bărbatul ei s-au adunat într-o odaie alăturată, cele în care moașa locală și alte persoane se străduiau să aducă copilul pe lume. Nașterea a decurs în mod obișnuit și cel de-al 13-lea urmaș al familiei Leeds părea să fie un băiețaș normal. Cu toate astea, în numai câteva minute, dorința nesăbuită a mamei Leeds a început să se îndeplinească. Copilul a pornit să se schimbe. Să se metamorfozeze înfiorător. S-a transformat într-o făptură hidoasă neasemănătoare cu niciuna pământeană. Plânsetul bebelușului s-a preschimbat într-un răget asurzitor, i-au crescut coarne pe creștetul capului și ghiare lungi în vârfurile degetelor. Pe spate i s-au ivit aripi dintr-o piele neagră a idoma liliecilor și o sumedenie de păr țepos s-a răspândit pe tot trupul său. Ochii au început să-i strălucească într-un roșu aprins pe când se făceau tot mai mari pe fața schimonosită a monstrului. Creatura și-a atacat sălbatic propria mamă, ucigând-o pe dată, apoi și-a îndreptat atenția spre observatorii îngroziți, martori ai transformării sale odioase. A zburat către ei mușcând, sfârtecând cu ghearele, dând glas unor țipete infernale. A sfâșiat în bucăți moașa, schilodindu-i ori omorându-i pe alții. Monstruozitatea a spart după aceea ușa camerei învecinată, unde tatăl său și frățiorii lui se ghemuiseră înficoșat și i-a atacat pe toți, ucigând cât de mult s-a putut. Cei care au supraviețuit au povestit cum au zărit apoi cu oroare, bestia dând fuga în șemineu și zburând pe acolo afară din casă, lăsând în urmă o grămadă de moloși și cărămizi.
creatura a dispărut în întuneric și, spre dezolarea localnicilor, a continuat să trăiască prin împrejurimi. Până în zilele noastre, monstrul numit Diavolul Leeds sau Diavolul din Jersey stăpânește peste Pine Barrens, terorizând orice ființă umană care are nenorocul să-l întâlnească. Dovadă fiind vitele ucise în mod misterios, urmele enigmatice de pași, țipetele stranii, auzite în timpul nopții și rare ori aparițiile sale. Inițial a fost numit Diavolul de la Leeds, dar în secolul al XIX-lea, fiara a fost rebotezată Diavolul din Jersey. Poveștile despre Diavolul din Jersey par mai degrabă o glumă populară, nefiind menite să fie crezute, deși aceasta poate fi o impresie înșelătoare, creată de tonul invariabil ironic folosit de jurnaliști, chiar și de folcloriști atunci când relatează legenda. În mod inevitabil, Diavolul din Jersey e mai puțin credibil decât alte făpturi stranii care au fost observate de-a lungul timpului și pentru că acestea din urmă pot pretinde în ce le privește că există martori ocular cunoscuți, precum și rapoarte despre ele redactate de cercetători. Am inclus aici Diavolul din Jersey doar pentru că doi folcloriști au declarat, dacă dăm crezare relatărilor de presă, că 100 de persoane din 30 de orașe diferite au susținut că au văzut bestia hălăduind prin Pennsylvania de est și New Jersey de sud. În secolele 18 și 19, Diavolul din Jersey a fost zărit sporadic prin Pine Barrens, băgând în sferie oamenii de acolo și persoanele îndeajuns de îndrăznețe să traverseze regiunea întinsă din sudul New Jersey. S-a consemnat auzirea unor vaete stranii înfricoșătoare din pădurile întunecate și mlaștinile înșelătoare de aici, iar omorârea unui mare număr de animale domestice a fost pusă pe seama fantomei din Pines. Unele din cele mai sumbre incidente legate de acest personaj legendar s-au petrecut în săptămâna 16-23 ianuarie 1909. Prima apariție ar fi avut loc la ora 2 dimineața în ziua de duminică, 17 ianuarie 1909, când E.W. Minister, poștașul din Bristol, Pennsylvania, a văzut un monstru de o strălucire incandescentă zburând peste fluviul Delaware. El a descris ființa ca un monstru cu cap de berbec cu coarne încovoiate care zbura cu ajutorul unor aripi subțiri. Avea picioare scurte, cele din spate mai lungi decât picioarele din față și scoțea niște țipete, un fel de chițăit ascuțit îmbinat cu un șuierat. Această făptură a fost văzută și de alte două persoane, dintre care una un polițist care a tras cu armania. În ziua de 18, un polițist din Burlington, New Jersey, a observat o făptură în văzduh care avea ochi scânteietori, curând după aceea locuitorii din orașele învecinate au găsit niște urme misterioase în zăpadă. A doua zi dimineață, la ora 6, a fost zărită umblând pe un drum din Burlington. Martorul ocular, doamna Michael Ryan, a descris-o ca o făptură cu picioare lungi de pasăre, cap de cal și aripi scurte. O zi sau două mai târziu, doamna Davis White a afirmat că văzuse aceeași făptură pe la ora 16, plimbându-se prin curtea casei sale din Philadelphia. De data asta, monstrul avea piele de aligator, scotea flăcări pe gură. Țipetele femeii l-au alertat pe soț, care a alergat și a gonit diavolul. Acesta s-a refugiat în strada 16, unde, cât pe ce să fie lovit de un troleibus. În acea seară, la Salem, un polițist a zărit pasărea diavol cu un picior de cal și celălalt de catâr. Avea cap de cal, coadă de struș și măsura 3 metri. Un pescar din Moorestown l-ar fi întâlnit în seara următoare. Acum monstrul măsura doar un metru înălțime și, în afară de fața ca de câine și de picioarele paricopitate ca ale satanei, avea aspect de maimuță. Un șofer din Burlington a văzut ceva care semăna a cangur înaripat. În ziua de 21, la ora 2 dimineața, Nelson Evans din Gloucester City a auzit un zgomot pe acoperișul hambarului din curte. Cercetând, a văzut, potrivit publicației Philadelphia Public Ledger din 22 ianuarie, următoarele. Măsura 1,5 metri înălțime, avea cap de câine din rasa Collie, față de cal. Avea cât lung, aripi de vreo două picioare lungime fiecare, iar picioarele din spate erau ca ale cocostârcului, cu copite de cal. Umbla pe picioarele din spate, ținând ridicate picioarele din față, care erau prevăzute cu labe. Cât timp l-am privit, nu a folosit picioarele din față. Vă rog să mă credeți că atât eu cât și soția mea eram tare speriați, dar am deschis fereastra și am țipat la el. Monstrul s-a întors către mine, a scos un lătrat și și-a luat zborul. Câteva ore mai târziu, Daniel Flynn din Leperville, Pennsylvania, a zărit diavolul alergând prin Chester Park spre Chester. Era înalt de 2 metri și avea piele de aligator, a spus el.
A doua zi dimineața, Mary Sorbinski a alergat precipitat afară, auzind câinele care schelălea. O ființă uriașă s-a înălțat în văzduh după ce smulsese o bucată din cățelul ei favorit, a spus doamna Sorbinski. Isteria în permanentă creștere a determinat închiderea prăvăliilor și a școlilor. Dar spaima a atins apogeul în seara zilei de 21 ianuarie, când pompierii l-au împroșcat cu apă pe diavolul cocoțat pe acoperișul unei clădiri din West Collinswood. Înfuriată, ființa s-a năpustit asupra oamenilor care s-au împrăștiat ca potârnichile. Apoi diavolul s-a îndepărtat zburând și nu s-a mai auzit de el până la 24 februarie. În această zi, fermierul Leslie Garrison din Ținutul Salem a înștiințat că a văzut o pasăre înaltă de 2 metri care plutea deasupra proprietății sale. El a pretins că pasărea avea picioare ca ale omului, iar în timpul acestei spaime de scurtă durată, ziarele și grădinile zoologice au promis premii aceluia care va captura diavolul, deși e de presupus că știau că nu-l vor acorda niciodată. În luna cât a durat fenomenul, sute de martori au afirmat că l-au văzut pe diavolul din Jersey. Oare să fi fost cu toții victimele unei halucinații în masă? S-a spus deseori că seamănă cu reprezentarea tradițională a lui Satan cu coarne și poate că vestea despre animalul extraordinar a aprins imaginația populației locale, făcându-i pe oameni să creadă că diavolul bântuia prin împrejurimi. Dar comunitățile unde pusese zărit animalul erau depărtate una de alta, așa că e puțin probabil ca panica și zvonurile dintr-un sat să fie ajuns la celălalt. Dacă exista, diavolul din Jersey se stabilise în Jersey Pine Barrens, o zonă de aproximativ 5.000 de kilometri pătrați de pădure sălbatică, locuită cândva de bande de hoți. Zona avea o faimă înspăimântătoare de ținut periculos, unde se comiteau fără de lege, astfel că diavolul se putea simți foarte bine acolo. În anii următori au fost consemnate periodic și alte apariții. Astfel, doi băieți de 10 ani ar fi văzut un leu zburător. Alte apariții de monștri diferiți au fost semnalate în 1930 și 1932. Numai evenimentele din 1909 ne dau motive să considerăm diavolul din Jersey ca fiind ceva mai mult decât o legendă sau o farsă. Dar chiar și în cazul acesta, dovezile nu sunt concludente. Chiar dacă misterioasele urme de picioare se găseau peste și sub garduri, prin câmpii, pe acoperișurile caselor, au fost aflate până și în marile orașe Camden și Philadelphia. Fabricile din Pine Barrens au fost silite să se închidă, deoarece lucrătorii au refuzat să-și mai părăsească casele și să călătorească prin păduri pentru a ajunge la serviciu. Alte știri despre prezența diavolului din Jersey au apărut până în prezent. Faima lui a depășit hotarele Pine Barrens și l-au portretizat în jucării, pe tricouri și în filme. Chiar și echipa de hockey din New Jersey i-a preluat numele. Cercetătorii din zilele noastre sunt de părere că acei oameni, dacă au văzut ceva, au văzut vulpea zburătoare, un animal real, cel mai mare liliac din lume. După câțiva zeci de ani, încă nu suntem în stare să determinăm ce s-a petrecut în acea săptămână de ianuarie. Totuși, spaima dezlănțuită nu a fost provocată doar de o presă care promova senzaționalul. În 1974, Jeremiah J. Sullivan scria în revista New York Folklore Quarterly: în sudul statului New Jersey trăiesc încă destui oameni care își amintesc de vâlva din 1909 stârnită de diavol. Dincolo de aceasta, nu putem decât presupune ce au văzut, ori au crezut că văd martori oculari. Declarațiile lor ar fi fost mai convingătoare dacă ar fi prezentat același lucru și nu o varietate de apariții ciudate și absurde. În același timp, ne putem gândi că acest diavol din New Jersey poate avea legătură cu un caz prezentat pe Enigmatica, și anume pasărea uriașă, silueta fiind relativ asemănătoare, diferind doar locația unde a fost observat. Sullivan a caracterizat episodul ca unul din puținele incidente nelămurite provocate de isteria în masă stârnită de folclorul din istoria Americii. Cu timpul au fost avansate diferite explicații pentru existența diavolului din statul New Jersey. Potrivit uneia dintre acestea, o femeie din partea locului, furioasă că rămăsese din nou însărcinată, strigase să-l ia diavolul pe următorul ei copil. Deși acesta s-a născut normal, mai târziu i-au crescut aripi și a zburat afară pe coșul hornului. Într-o altă versiune a relatării, se afirmă că atunci când o femeie din partea locului s-a îndrăgostit de un soldat britanic, în timpul războiului revoluționar american, oamenii au blestemat-o ca viitorul ei copil să fie diavol. O altă explicație a fost că diavolul din Jersey este rodul unei legături dintre o vrăjitoare și Satan, sau că în zonă se instalase un diavol ca să-i pedepsească pe oamenii care se purtaseră urât cu un preot.
În mod misterios, oamenii implicați în această mitologie se numeau adesea Leeds sau locuiau la Leeds Point. Din acest motiv, bestia mai primit și numele de diavolul din Leeds. Uneori, apariția diavolului din cer era văzută ca un semn că lucrurile vor lua o întorsătură rea, deși nu există dovezi concrete în sprijinul acestei teorii. Diavolul a apărut și în urmă cu câteva sute de ani. Aparițiile au fost semnalate ocazional în regiune timp de câteva sute de ani. Printre martorii cei mai demni de încredere se află comandorul Stephen Decatur, 1799-1820, care chipurile ar fi tras în el fără să-l nimerească. Și pe vremea când trăia în America, Iosef Bonaparte, 1786-1844, cândva rege al Spaniei și fratele împăratului francez Napoleon Bonaparte. Dar numărul relatărilor înregistrate în ianuarie 1909 era fără precedent. Diavolul din Jersey fusese văzut în zbor și așezat pe sol. Departamentul pompierilor din West Collingwood pusese furtunul pe el, dar animalul scăpase nevătămat. Urmele lui ciudate se vedeau peste tot, chiar și pe acoperișul caselor în zăpada care acoperea regiunea. Doi vânători care puneau capcane au încercat să meargă după niște urme și au descoperit că acestea săreau peste un gard înalt de 1,5 metri. În același timp, animalul se putea strecura și prin deschizături de numai 20 de centimetri. Mulți oameni, chiar dacă nu-l văzuseră în carne și oase, îl auziseră lătrând și scâncind. Lăsa în urma lui nenumărate cadavre de animale de fermă și ataca și câinii de companie. Pe bună dreptate, micile așezări împrăștiate în zona Pine Barrens, unde circulau tot soiul de povestiri, tremurau de frică. Nimeni nu-și putea explica ciudățenile puse pe seama diavolului din Jersey. Unii mai glumeți au profitat de atmosfera încinsă ca să joace diverse feste oamenilor, punând de pildă câte o labă de urs împăiată pe urmele animalului. Doi bărbați, Jacob Hope și Norman Jeffries, au susținut chiar că l-au prins. Au vopsit un cangur în verde și l-au acoperit cu pene, i-au pus coarne de cer pe cap și au început să ia bani de la naivii dorni să vadă monstrul. Dar chiar și după ce au fost descoperite, toate șotile au mai rămas o mulțime de dovezi care sfidau orice fel de explicație. E clar că nu cangurul produsese agitația din New Jersey, ci identitatea exactă a animalului zvărător care a rămas necunoscută. Unii cred că ar putea fi o relicvă preistorică care a supraviețuit și poate că mai trăiește încă, ascunsă în peșterile subterane. În sprijinul acestei teorii se invocă proporțiile urmelor de picioare, înregistrate în 1909 și care seamănă cu cele de pterodactil. Unii cred că e vorba de un gen de pasăre foarte mare, un fel de cocostârc, în timp ce alții consideră că e o creatură de origine supranaturală. Din 1909, frecvența aparițiilor animalului a scăzut, deși mai poate fi zărit din când în când. Unii localnici cred că odată cu apariția iluminatului stradal, a străzilor largi și a mașinilor rapide, animalul a ales să păstreze distanța. Cadavrul diavolului descoperit în 1957. În 1957, Departamentul pentru Conservare a crezut că a descoperit cadavrul unui animal necunoscut, cu picioarele din spate foarte dezvoltate și acoperit cu pene. Să fi fost acestea rămășițele diavolului din Jersey? Am putea oare crede că animalul a fost lăsat în sfârșit să se odihnească sau va continua să bântuie printre locuitorii din New Jersey? În momentul de față avem puține indicii cu privire la ceea ce a băgat groaza în martorii de acum un secol. E greu de crezut că totul a fost rodul imaginației lor colective. Dar până când se va mai descoperi al cadavru și până când va fi analizat, imaginația este tot ceea ce găsim la baza poveștii diavolului din Jersey. Prieteni, sunt Cristian Alexandrescu și vă spun ca de obicei, pe curând!